Pesta porcină africană a afectat mai multe județe din România și zeci de mii de porci au fost sacrificați, deoarece au fost confirmate cazuri la granița cu județul nostru. Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Buzău a lansat o avertizare publică. Este pur și simplu o avertizare publică care face referire la suspendarea activității de comercializare a animalelor vii în târgurile autorizate la nivelul județului Buzău și orice formă de comercializare a animalelor în alte aglomerări cu același statut de comercializare a animalelor vii, bineînțeles vorbind de spațiile neautorizate. Este o măsură de precauție în legătură cu evoluția explozivă a pestei porcine africane la nivel național și în județe limitrofe Buzăului. Să încercăm să diminuăm riscul cât putem de mult, cel puțin prin prisma transportului de animale necontrolat sau prin circulația necontrolată a animalelor, încercând să amânăm pe cât se poate, pentru că există posibilitatea să fie doar o chestiune de timp până când probabil va ajunge și la noi, având în vedere că vorbim de o boală cu o difuzibilitate extrem de mare, până când va ajunge și la noi această maladie. Pesta porcină se transmite extrem de ușor, iar omul poate fi un vector important în răspândirea maladiei. Cu toate acestea, virusul nu afectează oamenii, neexistând vreun risc de îmbolnăvire. Orice semn de boală la porci va fi notificat obligatoriu medicului veterinar teritorial, ca și descoperirea oricărui cadavru de porc, indiferent dacă este domestic sau sălbatic. O să fie modificată pe pagina de internet a instituției, pentru că marea majoritate a oamenilor citesc numai ultima parte acolo unde scrie că nu are niciun fel de legătură cu viața omului și așa este sau cu sănătatea umană, neglijând toate celelalte avertismente inserate în pagină. Și atunci o să completăm și cu prevederea din articolul 355 din Codul Penal, unde orice altă activitate care presupune o mișcare haotică a animalelor care ulterior se transformă în împrăștierea unei boli de natură infectocontagioasă, reprezintă infracțiune și se pedepsește cu închisoarea. Impactul economic și la nivel social al pestei porcine africane este devastator, mai ales în cazul în care boala pătrunde în marile ferme de creștere a porcilor. Sunt afectate de asemenea societățile comerciale care comercializează carne și preparate din carne de porc, iar exporturile din zonele în care au fost confirmate cazuri de boală sunt interzise.